vreau să vă vorbesc în această ocazie despre un lucru deosebit, un lucru care va aduce multă bucurie în sufletul nostru și care ne va ajuta să-L apreciem mai mult pe Dumnezeu pentru modul în care El lucrează la mântuirea noastră, la pregătirea noastră pentru venirea Sa. Pentru că ne aflăm într-o perioadă a sărbătorilor, da? Lumea noastră sărbătorește Crăciunul, nașterea Domnului Iisus. Iar în serile acestea premergătoare, serii de 25 decembrie, sunt foarte multe ocazii în care oamenii cântă și colindă și, da, sunt foarte multe concerte care se fac în amintirea acestui eveniment care a avut loc în urmă cu 2000 de ani. Însă, dragi prieteni, nu atât de mult aș dori ca atenția noastră să fie îndreptată către acest eveniment. Este într-adevăr ceva deosebit să ne gândim la nașterea Domnului Iisus Hristos și la ceea ce a însemnat întruparea lui Iisus pe acest pământ. Însă, dincolo de ceea ce face lumea în timpul acesta, dincolo de faptul că sunt foarte multe concerte, se cântă foarte mult, se colindă și, așa cum știm bine, acestea au devenit asemenea unui obicei. Este un obicei care face parte din chiar din experiența multor creștini. Și acum nu mă refer doar la Biserica Adventistă, mă refer la creștini în general, dar chiar și în Biserica Adventistă observăm că este o anumită atenție care este adusă atunci când are loc acest eveniment, această sărbătoare a Crăciunului. Însă nu despre lucrul acesta vreau să discut, așa cum vă spuneam. Însă aș vrea să folosesc ocazia aceasta, știind că în seriile acestea se cântă foarte mult. Și poate că oamenii sunt mai dornici să asculte o muzică, da, care este potrivită cu atmosfera Crăciunului. Aș vrea să vă îndrept atenția în această ocazie pentru câteva momente la o alt fel de cântare. Am putea să spunem la o alt fel de muzică pe care mi-aș dori foarte mult să o auzim în sufletele noastre. Nu este o muzică pe care să o putem auzi cu urechile noastre fizice, dar este o melodie, este o muzică, este o cântare specială pe care putem să o auzim fiecare dintre noi în sufletul nostru. Însă, prieteni, vă spun încă de la început un lucru. Dacă în ce privește o piesă sau o melodie pe care noi am vrea să o cântăm, dacă în ce privește o cântare, da, noi trebuie să facem repetiții și pregătiri așa încât să sune bine și așa încât să o putem cânta înaintea altora. Vreau să știți că la fel de adevărat este că noi avem de învățat cu toții o cântare pe care să o cântăm acum în pregătire pentru venirea Domnului Iisus Hristos și pe care o vom cânta, după cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, de-a lungul tuturor veacurilor veșniciei. Despre această cântare aș vrea să vă vorbesc într-un mod deosebit. Este o cântare deosebită pe care ne-o prezintă Apostolul Ioan în Cartea Apocalipsei. Este, de fapt, cântarea celor răscumpărați de pe pământ. Vă invit să deschidem în Apocalipsa, capitolul 14, și aș vrea să fim atenți la câteva pasaje biblice în care ne este adusă în atenție această imagine a unei cântări care este de fapt cântarea celor mântuiți. Apocalipsa capitolul 14, vom citi de la versetul 1 până la versetul 3. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Avem aici o imagine din ceea ce se va întâmpla în viitor. Este o imagine care ține de viitor. În momentul în care cei 144.000, așa cum ne spune aici Sfânta Scriptură, vor sta pe muntele Sionului împreună cu mielul. În versetul 2 spune așa: și am auzit venind din cer un alt glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta lor, cu alăuta, și cântau din alăutele lor. Deci observați că este deja aici, încă din primul verset, din al doilea verset, ne este introdusă această imagine
a unui mare cor. Vreau să știți că este cel mai mare cor care a cântat vreodată. Este, dacă putem să spunem, cea mai minunată muzică pe care a auzit-o cineva vreodată. Și, prieteni, este privilegiul nostru. Este oportunitatea noastră a fiecăruia să facem parte din acel cor. Sunt foarte mulți frați, surori, tineri, tinere, în Biserica Adventistă, care iubesc foarte mult să cânte și să laude pe Dumnezeu cu vocile lor. Am văzut că sunt unii tineri care iubesc atât de mult muzica, încât dedică mult timp din, da, mult timp și chiar o parte din viața lor, pentru ca să învețe și ca să se dezvolte pe această direcție. Însă, dragi prieteni, unii dintre noi am ajuns să iubim atât de mult muzica, încât am ajuns să facem din ea un idol. Adică am pus-o mai presus de Dumnezeul nostru. Iar lucrul acesta nu este în planul lui Dumnezeu. Însă n-aș vrea acum să insist pe această notă negativă. Însă, dragi prieteni, este important ca noi să înțelegem că muzica este, într-adevăr, parte din noi. Este acel lucru care ne înalță și ne ajută în călătoria noastră creștină. Dar noi trebuie să o folosim într-un mod corespunzător. Însă ceea ce încerc să spun este că mulți dintre noi iubim muzica și avem ceva special pentru acest dar pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Și anume darul de a cânta. Acum, în această imagine, Dumnezeu spune că va fi un cor imens, care nu se poate număra, care va sta pe muntele Sionului împreună cu mielul și vor cânta din alăutele lor, ne spune aici cuvântul. Versetul 3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Deci în prima imagine sunt prezentați toți mântuiții care cântă. Dacă vreți să înțelegem mai bine lucrul acesta, de exemplu, dacă mergeți în Apocalipsa capitolul 7, aici avem o altă imagine în care sunt prezentați toți mântuiții care au fost răscumpărați de pe pământ. Și în versetul 9 spune așa: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, orice seminție, orice limbă, orice norod, care stăteau înaintea scaunului de domnie, înaintea mielului, îmbrăcați în haine cu ramuri de finic în mâini. Strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Domnului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie și împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. S-au aruncat cu fețele la pământ înaintea lui Dumnezeu, s-au închinat și au zis: amina Domnului nostru să fie slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea, tăria în vecii vecilor. Amin. Este prezentată această imagine în care toți mântuiții vor striga. Și apropo, vreau să știți că atunci când ei vor striga și vor spune acele cuvinte, de fapt ei sunt prezentați în alt context sau în altă imagine, că ei de fapt cântă înaintea lui Dumnezeu. Ei cântă lui Dumnezeu, dragi prieteni. Vreau să mergem totuși în Apocalipsa capitolul 5, pentru că aș vrea să vedem că aici este mai clar prezentat acest lucru. Uitați ce spune aici, Apocalipsa capitolul 5. Și aș vrea să citim împreună Apocalipsa capitolul 5. Vom citi împreună de la versetul 9, versetele 8 și 9. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă. Și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău pe oameni din orice seminție, limbă, norod și neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Aceeași imagine este prezentată, însă acum Biblia ne spune că ei cântă o cântare nouă. Deci ceea ce vreau să înțelegem, prieteni, este că această cântare nouă despre care ne vorbește aici, cuvântul, este cântarea pe care o vor cânta toți mântuiții. Dar acum, distinția apare în versetul 3, în a doua parte, când spune așa:
și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Deci se pare că este o cântare, da? Cântarea aceasta pe care o cântă toți mântuiții este o parte din această cântare. Sau am putea să spunem că acea cântare este cântată într-un anumit fel, adică într-un mod special de cei 144.000 și nimeni nu poate să o cânte în același fel. Acum, încă o confirmare a acestui fapt este Apocalipsa capitolul 15, versetele 1 și 2 și versetul 3. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 ugii, versetul 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu arăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei și ai numelui ei. Fiți atenți acum. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Foarte interesantă această imagine. Observați, prieteni, așadar, că toți oamenii care vor fi mântuiți vor cânta în împărăția lui Dumnezeu? Vrei să faci parte din acel cor minunat în care însăși Domnul Iisus Hristos va fi dirijorul, conducătorul acelor coruri? Dar acum, aici avem un detaliu în plus și anume, ne spune că ei cântă despre ceva. Spune ei cântau cântarea lui Moise în primul rând, robul lui Dumnezeu și cântarea mielului. Adică nu doar că ei au avut o experiență pe acest pământ, care este asemănătoare cu experiența lui Moise, dar acești oameni au avut și o experiență care seamănă foarte mult cu viața lui Iisus. Se aseamănă foarte mult cu viața mielului. Acum, pentru ca să înțelegem mai bine acest lucru, ne întoarcem înapoi în Apocalipsa 14 și în versetul 4 ne spune așa, acești oameni care stau pe muntele Sionului și cântă lui Dumnezeu această cântare nouă, ei nu s-au întinat cu femei. Este vorba de cei 144.000, adică au o credință pură, curată. Ei nu s-au întinat cu învățăturile Babilonului. Ei nu s-au întinat nici măcar cu fiicele Babilonului. Au refuzat orice învățătură care nu este conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spunem. Ei sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Dragi prieteni, înainte să mergem mai departe în acest studiu, studiem așadar în această ocazie despre această cântare. Cântarea celor răscumpărați, a celor mântuiți. Și vreau să vă spun că această cântare putem să o învățăm și noi acum. Dar așa cum vă ziceam, nu este o cântare, da, care este scrisă undeva pe o partitură. Pentru că nu putem să o învățăm în felul acesta. Nu este o cântare pe care noi să o repetăm. Ca și cum am învățat notele, da? Sau învățăm cuvintele și apoi încercăm să o reproducem. Nu este așa, prieteni. Ci este o cântare care are de-a face cu o experiență. Dați-mi voi să vă citesc lucrul acesta. Tragedia veacurilor. Tragedia veacurilor la pagina 648 spune așa. Ei cântau o cântare nouă înaintea tronului. O cântare pe care niciun om nu poate cânta afară de cei 144.000. Deci se pare că este o cântare specială pentru acest grup de oameni special. Este cântarea lui Moise și a mielului. Și acum adaugă, Ellen White, cântarea eliberării. Despre ce eliberare face, cum să spun, despre ce eliberare este vorba în acest pasaj? Vă amintiți cumva în spiritul profetic sau în cuvântul lui Dumnezeu despre un moment când poporul lui Dumnezeu va fi eliberat? În acea ultimă mare încercare? Când tot pământul acesta se va uni împotriva lor ca să-i distrugă, să-i șteargă de pe fața pământului? Este cântarea eliberării lor, prieteni. Observați de ce este doar cântarea lor? De ce nu poate fi cântarea oricărui alt om? Este pentru că e o cântare care ține de experiența pe care i-au avut-o. Ei sunt singurii care au trecut prin acea experiență. Singurul grup de oameni, singura generație de oameni care trec prin cea mai grozavă încercare a istoriei acestui pământ. Nici măcar îngerii din cer și lumile necăzute în păcat nu pot înțelege experiența acestor oameni. Este dincolo de puterea lor de a înțelege. Dar este experiența. Fiți atenți la următoarele cuvinte. Este experiența prin care cu siguranță a trecut Domnul Iisus Hristos.
Și în sensul acesta, ei îl urmează pe miel oriunde merge el. Dați-mi voi să terminăm împreună acest citat, acest pasaj. Spune așa. Nimeni în afară de cei 144.000 nu poate învăța cântarea aceasta, căci este cântarea experienței lor, o experiență pe care nicio altă generație n-a avut-o până atunci. Vă dați seama, dragi prieteni? Ce minunată va fi cântarea aceea. Și știți că această cântare pe care o cântă ei, în imaginea aceasta pe care ne prezintă Apocalipsa, o vor cânta din nou și din nou de-a lungul veșniciei. Este cântarea experienței răscumpărărilor. Acum nu vreau ca nimeni să creadă că nu va fi și o cântare pe care ei o vor cânta în mod literal. Adică vor începe să cânte cu gurile lor. Este adevărat și acest lucru. Dar vreau să observați că această cântare are o semnificație pentru noi astăzi. Spune că este cântarea unei experiențe pe care ei o au. Acum, este numai normal să ne gândim la următorul lucru. Biblia ne spune aici că acești oameni, acest grup special de oameni, îl urmează pe miel în experiența lor. Oriunde merge el. Acum, dragi prieteni, haideți să vedem ce înseamnă că ei îl urmează pe miel oriunde merge el. Vă citesc un paragraf care se găsește în Faptele Apostolilor, Cartea Faptele Apostolilor, pagina 591, unde sora Oaie spune așa. Dar toți care îl urmează pe miel, în ceruri, trebuie ca mai întâi să-l fi urmat pe pământ. Nu poți omorâți sau în mod nestatornic, ci încrezători, cu iubire, în ascultare din toată inima, așa cum turma urmează pe păstor. Deci imaginea aceasta în care spune că cei 144.000 urmează pe mielul unde merge el, este o imagine pe care o vedem în cerul, da? Prezentată în Apocalipsa 14. Dar ne spune sora White că aceia care îl vor urma pe Iisus în ceruri îi reprezintă pe aceia care l-au urmat anterior pe Iisus aici pe acest pământ. Și anume, spune că ei l-au urmat pe Iisus încrezători, cu iubire, în ascultare din toată inima. Începe să înțelegeți acum, frați și surori, dragi prieteni, ce înseamnă această cântare? Această cântare, de fapt, este o experiență în care noi suntem invitați astăzi, în timp ce ne aflăm încă pe acest pământ, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos îndeaproape. Și poate cineva întreabă, dar cum să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos? Păi nu-L urmez eu pe Iisus deja pentru că am ales să fiu creștin? Prietene, nu asta înseamnă să-L urmez pe Iisus. Sunt mulți oameni care aderă la o anumită religie, care vor să devină membri a unei denominațiuni și să facă parte din acel grup de credincioși. Sunt mulți oameni care aleg să facă lucrul acesta și totuși ei n-au parte de experiența aceasta și nu vor fi în Împărăția lui Dumnezeu. Ei de fapt nu urmează pe Iisus, pentru că a-L urma pe Iisus, dragi prieteni, este mai mult decât a avea numele de creștin. A-L urma pe Iisus este o experiență prin care tu alegi să pășești pe urmele Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, să te împărtășești de viața Domnului Iisus Hristos. Vă amintiți ce spune Biblia într-un loc? Haideți să citim 2 Timotei, capitolul 3, cu 12. Vreau să ne amintim despre un gând cu privire la ceea ce înseamnă a-L urma pe Iisus. 2 Timotei, capitolul 3, cu 12 spune așa. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. De ce spune Apostolul Pavel că toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți? Pentru că Iisus a fost prigonit. În Luca, Biblia ne spune așa. Haideți să mergem și în Luca. Luca, capitolul 23. Luca, capitolul 23, cu versetul 31. Vorbind despre Domnul Iisus Hristos. De fapt, Domnul Iisus Hristos vorbind despre sine însuși și a spus următoarele cuvinte. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Copacul verde fiind Domnul Iisus, copacul uscat fiind eu. Dacă Iisus a suferit și a trecut prin toată acea agonie, întreabă Domnul Iisus, ce se va face celui uscat? Adică dacă Iisus a suferit și eu voi suferi. Iar l-a urmat pe Iisus, dragii mei prieteni, așa cum vă spuneam, este mai mult decât a avea numele de creștin. Vreau să vedem că este vorba de fapt de o experiență zilnică în care noi suntem dispuși
să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Acum, înainte de a merge mai departe cu gândul acesta, aș vrea să vă amintesc următorul lucru. Dacă pe muntele Sionului acest grup de 144.000 este prezentat ca stând împreună cu mielul și ca fiind aceia care îl vor urma pe miel oriunde merge el, în împărăția cerului, înseamnă că ei au avut o experiență preliminară și l-au urmat pe Iisus aici pe acest pământ. Sunteți de acord? Am citit citatul acesta deja. Acum, este la fel de adevărat că dacă ei care stau pe munte cu mielul împreună sunt aceia care îl vor urma pe miel și în același timp sunt prezentați ca fiind cei care cântă o cântare nouă pe care nimeni nu poate învăța pentru că este cântarea experienței lor. Observați așadar că dacă ei vor cânta atunci, ei trebuie să fi cântat deja acum? Adică dacă este adevărat că ei vor urma pe miel în ceruri, înseamnă că ei au început să-L urmeze pe miel aici pe pământ. Și dacă ei vor cânta în ceruri împreună cu mielul, înseamnă că ei au început să cânte de aici, de pe pământ. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, ceea ce aș vrea să vă prezint în aceste câteva cuvinte, în aceste câteva minute pe care le avem la dispoziție, este faptul că Domnul Iisus Hristos dorește ca în timp ce noi auzim muzică, în timp ce ascultăm concerte, în timp ce în perioada aceasta suntem plini de bucuria aceasta, de euforia aceasta a sărbătorii Crăciunului, da? Cum se întâmplă în lumea noastră. Și este plăcut într-adevăr să asculți câteva colinde sau să-ți amintești despre lucrul acesta. Dar haideți să ne amintim de un lucru mai special, prieteni. Haideți să ridicăm privirea noastră dincolo de ceea ce se vede și să privim la momentul acela când împreună cu Domnul Iisus vom putea cânta acea cântare specială pe care nu poate învăța să spune nimeni decât cei 144.000. Și care este acea cântare, prietenii mei? Este cântarea eliberării. Este cântarea triumfului, a biruinței. Observați ceva, în Apocalipsa, capitolul 15. Am citit următorul lucru. Versetul 2. Am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiare și a icoanei și numărul ei. Cu alte cuvinte, experiența acestor oameni, care este o experiență asemănătoare, identică, am putea spune, cu experiența lui Iisus, constă în faptul că așa cum Iisus a ieșit biruitor și triumfător prin puterea Tatălui Său asupra diavolului și a împărăției lui Satan, la fel acești oameni vor ieși biruitor asupra fiarei, a icoanei și a numărului ei. Nu este minunat, prieteni, lucrul acesta? Și este privilegiul nostru să umblăm cu Iisus acum pe pământ, în această experiență. Să învățăm zi de zi această cântare. Adică zi de zi să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos îndeaproape. Pentru ca noi, într-o bună zi, să putem sta împreună cu El pe muntele Sionului și să cântăm acea cântare a răscumpărării. Acum, poate cineva se gândește ce înseamnă mai concret să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Prieteni, aș vrea să ne amintim ceva. Experiența specială pe care o vor avea cei 144.000 este că ei vor rămâne în viață până la sfârșit. Asta înseamnă că în momentul în care se va închide arul, acest grup de oameni va trece prin marele timp de strântorare al lui Iacov. Și ei vor ieși biruitor la final, atunci când Domnul Iisus Hristos se va arăta pe norii cerului ca să-i elibereze. Noi cunoaștem acest lucru și putem să-l studiem mai clar în acele capitole finale din cartea Tragedia Veacului, mă scuzați, care, bineînțeles, sunt o desfășurare a evenimentelor din cartea Apocalipsei. Însă ceea ce vreau să observați este că experiența specială a celor 144.000 se datorează faptului că ei rămân în viață în cea mai întunecată oră a istoriei acestui pământ. Și aceea este noaptea strântorării lui Iacov. Atunci când nu va mai fi mijlocitor în ceruri și când ei vor trebui să treacă prin credință, prin ultima mare încercare a vieții lor. Dragi prieteni, aș vrea să vă citesc următorul lucru. Vă spuneam că ei trebuie să-L urmeze pe Hristos. Iar pentru ca noi să înțelegem în ce sens suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, în ce sens noi putem să învățăm acum să cântăm această cântare, pentru ca apoi să o cântăm în împărăția cerului. Adică cum putem noi să ne pregătim acum pentru a cânta atunci cu Dumnezeu? Prieteni, într-un singur fel, este ca noi să privim la viața lui Iisus
Și să recunoaștem că în experiența Domnului Iisus, când El se apropia de ultimele clipe ale istoriei lui pe acest, ale istoriei vieții Lui pe acest pământ, când se apropia de evenimentul crucii, au avut loc mai multe evenimente în viața lui Iisus. Era criza aceea de la final, care reprezintă criza prin care va trece poporul lui Dumnezeu înainte de eliberare. Înainte ca noi să mergem la cer. Și dacă studiați cu atenție, veți vedea câte paralele sunt între experiența lui Iisus și experiența bisericii la sfârșit. Dar am să vă spun doar ca referință, Mărturii volumul 5, pagina 205 spune așa: când ucenicii se aflau împreună cu Iisus în grădina Ghețeman, ne spune: prin acești ucenici care dorm este reprezentată o biserică adormită, când ziua cercetării lui Dumnezeu este aproape. De ce mai spune că acea noapte în care ucenicii se aflau împreună cu Iisus în grădina Ghețeman și-au adormit de oboseală, reprezintă biserica lui Dumnezeu în timpul acesta din urmă? Vreau să vă întreb ceva. I-a avertizat Iisus pe ucenici că vine zguduirea? Le-a spus Iisus în camera de sus în seara aceea că urma să se întâmple ceva? I-a avertizat cu privire la ceea ce urma să vină? Faptul că ei aveau să treacă printr-un test prin care urmau să fie încercați în mod individual și că avea să aibă loc cernerea și zguduirea? Da, prieteni, Dumnezeu i-a avertizat de nenumărate ori. Și apoi vreau să observați, Iisus, care cunoștea bine profeția, cunoștea timpul în care trăia, știind că se apropie ceasul, El a intrat de bunăvoie. A intrat în acel loc tainic, în grădina Ghețeman, pentru ca să se roage Tatălui Său. Pentru că Iisus a înțeles că are nevoie de putere. Dar vreau să vedeți că Iisus se ruga nu într-un mod, cum să spun, superficial sau nepăsător, neglijent, ci Iisus se ruga cu stăruință, agoniza înaintea Tatălui Său și pe măsură ce trecea timpul, acele ceasuri, rugăciunea lui Iisus devenea tot mai fierbinte până când spune că a transpirat sânge, prieteni. Noi niciodată nu vom putea înțelege ce luptă s-a dat acolo. Pe deplin. Pentru că este dincolo de imaginația noastră. Dar vreau să observați că atunci când Iisus a văzut că vine timpul acela de criză, El a intrat în grădina Ghețeman și s-a dedicat unui moment special de rugăciune, de agonie, rugăciune stăruitoare, perseverentă. S-a luptat în rugăciune cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb, este adevărat că și Biserica lui Hristos a fost avertizată tot de Domnul Iisus? Așa cum Domnul Iisus i-a spus ucenicilor, va veni o cerere, o zguduire noaptea aceasta. Același Iisus ne-a spus și nouă, bisericii sale în timpul sfârșitului, că va veni un moment de cerere și zguduire viitor. Toate aceste evenimente sunt prezentate clar înaintea ochilor noștri. Și Domnul Iisus, știți ce face acum? Ca și pe ucenicii săi atunci, ne invită la rugăciune. Iisus spune, căutați să petreceți timp în rugăciune. Și acum, prieteni, vreau să vedeți ce înseamnă a-L urma pe Iisus. A-L urma pe Iisus înseamnă să simți împreună cu Iisus și tu să te rogi în locul tainic al cămăruței tale atunci când toată lumea nu are nicio treabă cu rugăciunea. Atunci când toți ceilalți din jurul tău dorm, sunt amorțiți din punct de vedere spiritual, sunt vrăjiți de lumea aceasta și de ceea ce oferă ea. Atunci când toți oamenii vor distracție și numai muzică din aceasta care să-i ridice de pe scaune și să-i facă să bată din palme, atunci când toți oamenii se uită la tot felul de lucruri și caută să-și alimenteze mintea și ochii cu lucrurile nefolositoare, Domnul Iisus Hristos se uită la acest pământ și vrea să vadă dacă sunt oameni care simt împreună cu El nevoia de a intra în grădina Ghețeman. Prieteni, asta înseamnă să-L urmăm pe Iisus și asta înseamnă să învățăm acum cântarea pe care o vom cânta atunci. Înseamnă ca noi să trecem prin experiența prin care a trecut Iisus. Înseamnă ca noi să simțim împreună cu El și să dorim să ne rugăm lui Dumnezeu în aceste ceasuri solemne. În acest ultim moment, înainte să vină criza, Iisus vrea să ne vadă stând în rugăciune din ce în ce mai mult și mai des. Vrea să ne vadă stăruind, agonizând pe genunchi înaintea Lui. Aceasta este lucrarea la care Dumnezeu ne invită, prieteni. Asta înseamnă să fim părtășie strânsă cu Iisus. Dar nu doar atât. Gândiți-vă din nou la acel eveniment. În momentul în care a venit gloata aceea, biserica și statul, în noaptea aceea, ca să-L prindă pe Iisus, datorită experienței pe care Iisus a avut-o prin faptul că s-a rugat, El a rămas statornic, a rămas încrezător, El nu s-a dat înapoi
și a reflectat un caracter plin de iubire în fața vrăjmașilor săi. Și exact așa se va întâmpla la sfârșit, frații mei, cu aceia care se pregătesc astăzi. Ei vor reflecta atunci caracterul plin de iubire al lui Iisus. De aceea Domnul Iisus Hristos ne cheamă pe noi acum să împărtășim și această experiență. Adică să învățăm să iubim așa cum iubește Iisus. Pentru că atunci când vom fi persecutați de ceilalți, să nu renunțăm. Dar observați că cei care l-au persecutat pe Iisus au fost chiar frații lui. Iuda, prietenul cel mai apropiat ucenicul lui Iisus, l-a vândut pe mâna acelora. Și aceia care l-au persecutat, cine erau frații mei? Cine erau preoții? Era poporul lui Dumnezeu la care el venise să-i salveze. Așa se va întâmpla și la sfârșit. Frații noștri, rudele noastre, cei din biserici, se vor întoarce împotriva noastră. Și va fi un schimb, va fi un exod, în sensul că mulți vor părăsi rândurile noastre și vor trece în rândurile potrivitorilor. Și mulți din Babilon, din aceste biserici protestante și din biserici catolică inclusiv și ortodoxă și toate celelalte și oameni care poate nu erau creștini până la momentul acela, vor trece în rândurile noastre, frați și frați și surori. Se va produce acest exod, această schimbare. O, dar Dumnezeu vrea ca noi să fim printre cei mântuiți. El nu vrea ca noi să pierim în momentul acela. Să ne abandonăm pentru totdeauna poziția noastră. Însă, frații mei, vreau să observați un lucru. Numai aceia care astăzi sunt pregătiți să-L împărtășească cu Domnul Iisus Hristos, aceeași experiență. Aceia care sunt pregătiți să ia paharul amar și să-L bea împreună cu Iisus. Aceia care sunt pregătiți să sufere astăzi cu Iisus. Batjocură. Și chiar persecuție, sunt aceia care treptat se vor pregăti să cânte într-o zi cu mielul pe muntele Sionului. Vreau să observați încă un lucru. Iisus a fost persecutat în noaptea aceea de biserică și de stat. Biserica și statul astăzi se pregătesc să vină în grădina aceasta să ne persecute. Dar noi ar trebui să fim găsiți la rugăciune, prieteni. Iisus spune că s-a ridicat de la rugăciune și a zis, sculați-vă, iată că se apropie vânzătorul. Cu alte cuvinte, Iisus s-a rugat până în momentul în care a venit gloata. Până în acel moment. El n-a pierdut timpul deloc, prieteni. A folosit fiecare minut, fiecare secundă. Și aș vrea să mai observați ceva. Studiați, vă rog, această experiență, pentru că veți vedea atâtea paralele între cele două experiențe. Noi vom trece prin aceeași experiență similară. Când Domnul Iisus Hristos se afla pe cruce, dar nu numai când se afla pe cruce, chiar și în grădina Ghețemani, el a simțit această mânie a lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu indignat. Pentru că păcatele toate au fost puse asupra lui Iisus. Iar când el s-a aflat pe cruce, spune că Tatăl și-a întors fața de la el. În momentul când va avea loc acea strâmtorare a lui Iacov, noaptea strâmtorării lui Iacov, spune că cei care sunt în viață atunci, copiii lui Dumnezeu, vor trece prin cea mai mare agonie a sufletelor lor. Și ei vor avea ocazia să simtă puțin din ceea ce a simțit Iisus în momentul în care El și-a dat viața pentru noi pe cruce. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta, prieteni? În sensul acesta, cântarea celor 144.000 este o experiență, într-adevăr, pe care nu poate învăța oricine altcineva, pentru că este o experiență specială, deosebită. Observați lucrul acesta. Numai cei 144.000 vor simți în profunzime ceea ce a simțit Iisus pe cruce. Când Tatăl și-a întors fața de la el și l-a părăsit. Și ei la fel se vor simți părăsiți în momentul acela, noaptea strâmtorării lui Iacov. Și așa cum Iisus a fost susținut numai de credința în Tatăl său, n-a mai văzut nimic. La fel și ei vor fi susținuți numai de credință. Credință neclintită în Dumnezeu și în cuvântul său. Și apoi vine eliberarea. O, dragi prieteni, chiar dacă este adevărat că este un grup special a celor 144.000 și pe lângă el este o gloată întreagă de oameni care au fost mântuiți, care au fost răscumpărați din toate timpurile, de la Abel și până la momentul în care a început predicarea celei de-a treia soli îngerești. Vreau să știți însă următorul lucru. Diferența care se face între faptul că cei care sunt înviați și răscumpărați nu vor trece prin aceeași experiență cu cei 144.000 care rămân în viață. Diferența, cum vă spuneam, este în faptul că aceștia din urmă, cei 144.000, au o experiență mai specială și vor trece mai mult prin ceea ce a suferit Iisus pe cruce. Dar asta nu înseamnă că ceilalți nu vor avea aceeași ocazie.
Pentru că și ei vor simți și vor avea aceeași experiență pe care a avut-o Iisus. Ei vor suferi în lumea aceasta pentru cauza și pentru numele Său. Și privilegiul nostru, dragi prieteni, este ca acum să învățăm această cântare. De aceea Dumnezeu ne face această invitație în această seară. Și vreau să te întreb, vrei și tu să faci parte din acel cor? Vrei și tu când vei fi în Împărăția lui Dumnezeu să poți cânta împreună cu ceilalți experiența răscumpărării tale și experiența prin care tu l-ai urmat pe Iisus în viața ta pe acest pământ? O, prieteni, vreau să știți că acea cântare care se va cânta în cer este pentru toți. Dar într-un anumit sens special, va fi o cântare nouă care este doar la celor 144.000, după cum vă spuneam. Însă, avem următorul îndemn și aș vrea să vă citesc. Sora White spune așa într-o scriere, în Review and Herald, martie 9, 1905. Aceea pe care mielul îi va conduce la apele vieții, fântânile apelor vieții, și din ochii cărora va șterge orice lacrimă, vor fi aceia care acum primesc cunoștința și înțelegerea descoperită în cuvântul lui Dumnezeu. Deci aceia care atunci vor fi cu mielul și vor avea acele experiențe minunate în Împărăția Cerului, sunt cei care astăzi primesc cunoștința cuvântului Dumnezeu. Acum ascultați. Haideți să ne străduim. De fapt, trebuie să spune așa, străduiți-vă cu toată puterea pe care v-a dat-o Dumnezeu să fiți în mijlocul celor 144.000. O, dragi prieteni, când vă uitați în Apocalipsa capitolul 14, ne spune așa. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Cu alte cuvinte, fie că vei fi din 144.000, fie că nu vei fi din grupul acela special, oricine ai fi, dacă ești mântuit în Împărăția lui Dumnezeu, tu ai avut parte de aceeași experiență. Cu alte cuvinte, caracterul este același. De aceea sora mai spune că noi trebuie să ne străduim să facem parte din 144.000. Pentru că nu există două standarde diferite aici. Același caracter pe care îl vor avea cei 144.000, îl vor avea și cei ceilalți răscumpărați. Dar diferența, cum v-a spus, se face în faptul că ei trec prin ultimul ceas de încercare, numită noaptea strâmtorării lui Iacov, care va fi cea mai îngrozitoare încercare prin care a trecut cineva vreodată. Și ei vor ieși biruitor prin ajutorul lui Iisus. În sensul acesta, ei au experiența aparte, specială. Pentru că vor simți mai în profunzime ce a simțit Iisus pe cruce. Atunci când totul este întuneric și beznă în jurul lor și prin credință se vor prinde de mâna Tatălui. O, prieteni, ca noi să putem să rezistăm în încercarea care vine, ca noi să putem fi împreună cu Iisus în Împărăția Sa și ca noi să putem cânta această cântare împreună la Marea de Cristal, noi trebuie astăzi să începem să învățăm să cântăm această cântare aici pe pământ. Noi trebuie astăzi să învățăm să suferim împreună cu Iisus. Astăzi trebuie să învățăm să-L iubim pe Iisus și să iubim, să ascultăm de tot ce ne învață El. Tot ce ne spune Dumnezeu, noi trebuie să facem întocmai. Noi trebuie să dăm la o parte orice lucru lumesc. Cei care renunță în ceasul încercării, așa cum ucenicii au fugit de la Iisus în ceasul încercării, vă amintiți, prieteni? Petru se lăuda că El este puternic. Sunt mulți astăzi care au un zel deosebit pentru Dumnezeu și se bat cu pumnul în piept că ei vor sta și vor duce bătălia Domnului până la capăt. Dar, frații mei, nu vă bazați pe ce spune omul. Pentru că Petru s-a înșelat amarnic. El a scos și sabia și a început să lovească. Sunt oameni care sunt pregătiți să lupte când va veni criza. Și ei vor începe să lupte. Fiți atenți! În momentul în care vine legea dominicală, sunt mulți adventiști care vor ieși în față și vor părea asemenea unor soldați care vor să lupte pentru Dumnezeu. Vor începe să dea cu sabia în stânga și în dreapta. Adică vor rosti cuvântul Domnului. Dar așteptați un moment. Înainte ca ei să facă un pas mai departe, observați că se întâmplă ceva? Același Petru care a lovit cu sabia și a luptat pentru Iisus la început. La câteva minute mai târziu, când Iisus se lasă prins, ce a făcut Petru? Spune că a fugit. Și apoi, după încă câteva ore, ce a făcut? S-a lepădat de Domnul Iisus. Deci aceia care astăzi se bat cu pumnul în piept că ei vor sta pentru Dumnezeu și aceia care chiar în momentul încercării și a crizei se pare că vor lua poziție pentru adevăr și vor merge să predice cuvântul. Lucrul acesta este doar o aparență, prieteni. Pentru că în momentul următor, când lucrurile devin mai serioase și ei sunt presați din toate părțile, știți ce vor face? Se vor lepăda de Domnul Iisus Hristos. Vor fugi din prezența lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun cu lucrul acesta, prieteni?
Noi ori suntem cu Dumnezeu cu toată inima acum, ori dacă nu vom fi înșelați. Așa că haideți să rugăm pe Dumnezeu în această ocazie. Doamne, indiferent de ce se întâmplă în jurul meu, vreau ca urechile mele și ochii mei să fie închiși la ceea ce face lumea. Și vreau să fie deschiși la acel mare eveniment glorios care se apropie. Dar, Doamne, dacă vreau să fiu printre cei care vor sta pe muntele Sionului și vor cânta, atunci eu trebuie acum să învăț să cânt această cântare. Adică este cântarea experienței noastre pe acest pământ. În ce sens? În sensul că noi îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Că noi simțim împreună cu El când era batjocorit. Simțim împreună cu El când era chinuit acolo de oamenii aceia nelegiuiți. Simțim împreună cu El în agonia din Ghețeman. Simțim împreună cu El în agonia de pe cruce. Noi trecem prin aceleași experiențe pentru că îl iubim. Și vrem să fim împreună cu El. Și dacă învățăm acum să avem această experiență, dacă învățăm să avem atât de mare iubire și dragoste pentru Dumnezeu, și dacă vom învăța să iubim așa cum iubea Iisus, legea Tatălui Său, încât El nu și-a permis niciodată să o calce, și noi vom învăța să facem la fel, vom avea parte de această experiență. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să experimentăm din plin aceste binecuvântări minunate. Și haideți, prieteni, să apucăm această ocazie pe care o avem. Haideți să facem tot ce putem ca să fim parte din numărul acela. Și aș vrea să închei cu următorul gând. Nu pot să închei dacă nu spun lucrul acesta, dragii mei prieteni. Și vă spun că este un gând care este de mult în sufletul meu. Este totuși un lucru, un alt lucru pe care noi trebuie să-l simțim împreună cu Iisus. Dacă vrem să fim împreună cu El. Știți care este? Iisus a fost, am putea spune, consumat zi și noapte de o singură dorință când a fost pe acest pământ. Știți care a fost? Să salveze sufletele altora. Dar mă tem că noi am devenit prea relaxați și prea indiferenți cu privire la salvarea celorlalți. Suntem prea ocupați cu propriile noastre planuri și nu avem timp pentru Dumnezeu și pentru alții. Vreau să vă spun un gând. Și meditați cu atenție la ceea ce vă spun acum. Tinerii, în mod special, cei care sunteți la facultăți, cei care v-ați ales să faceți anumite lucruri în viața aceasta, ascultați-mă cu atenție. În Împărăția lui Dumnezeu vom avea o veșnicie întreagă la dispoziție să studiem chimie, anatomie, biologie, medicină, stomatologie. Da, stomatologia poate nu va mai fi că acolo, nu vom mai fi din stricați. Dar, prieteni, sunteți de acord cu mine că vom putea face o grămadă de lucruri? Vom putea să studiem toate domeniile în care suntem interesați. Dar nu vom mai putea face niciodată un lucru pe care putem să facem asta. Știți care este? Noi nu vom mai putea acolo niciodată să experimentăm ce înseamnă câștigarea unui suflet la adevăr. Salvarea de suflet, această știință care este mai presus de orice lucru în lumea aceasta. Această știință, dragi prieteni, o putem învăța și pune în practică doar aici, în lumea aceasta. Când vom fi acolo, nu mai este nevoie de așa ceva. Și nu vom mai putea simți niciodată ce înseamnă să conducem un suflet la Iisus. Dar vom putea face toate celelalte lucruri. Așadar, de ce ne-am pierdut timpul cu alte lucruri neimportante și am lăsat pe semenii noștri, pe prietenii noștri, pe cei dragi ai noștri să piară lângă noi? În timp ce noi continuăm să alergăm după planurile noastre egoiste, când noi putem lăsa totul la o parte și putem să-i dăm lui Iisus viața noastră și să-i consacrăm timpul nostru și talentele noastre pentru salvarea altora. O, prieteni, vă invit să luați aminte la acest gând și vă invit să faceți pasul acesta către Iisus, chiar în seara aceasta. Cereți-mi Dumnezeu să vă arate cum puteți să-L urmați mai îndeaproape în experiența aceasta. Vreți să fiți cu El pe muntele Sionului? Vreți să fiți din grupul acela special? Vreți să fiți printre cei răscumpărați, prieteni? Atunci haideți să învățăm această cântare acum. Haideți să încercăm, să începem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în această experiență aici pe pământ. Și fie ca Dumnezeu să ne dea binecuvântarea sa fiecăruia dintre noi.